prezența seară la Ceinăria Teatrului Act din București au avut parte de o surpriză muzicală. Arpista Roxana Moișanu a susținut un concert de muzică veche alături de violoncelistul Mladen Spasinovici. Muzica Mundi este primul recital al duo-ului Roxana Moișanu și Mladen Spasinovici. Concertul a cuprins muzică tradițională din mai multe zone ale globului. De la Irlanda până la teritoriile orientale, savoarea medievală a muzicii cântate cu sute de ani în urmă a cuprins publicul meloman. Un program destul de variat, format din piese de repertoriu larg, din muzică internațională, muzică clasică, muzică de film și muzică tradițională românească, irlandeză și evreiască. Mladen Spasinovici este absolvent al Universității Naționale de Muzică din București. În prezent este solist în Orchestra Operei Naționale. Alături de harpista Roxana Moișanu a înființat prima trupă care interpretează muzică celtică veche. Pasiunea celor doi pentru acordurile secolelor trecute și pentru harpă a dat și numele duo-ului, Celarpa. Pasiunea pentru harpă celtic a venit în momentul în care, mergând la niște congrese mondiale de harpă, am ascultat multe recitaluri la harpă celtică și m-am gândit că ar fi o idee foarte bună să promovez harpa celtică și în România, pentru că nu este foarte, foarte cunoscută.